Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera Sala 2014. Înainte de a începe însă vreau să-mi cer scuze, pentru că au trecut deja 4 zile, cred, de când nu am mai pus un videoclip. Am fost cam ocupat, veneam acasă, eram foarte obosit și n-aveam chef să filmez. Am ajutat în momentul 10 secunde în loc să filmez, însă foarte puțin. Am încercat vreo 2 zile să fac și Outlast-ul să meargă, încă n-am reușit, poate să reușesc. Astăzi avem de jucat un meci cu Southampton. O echipă bună, însă este doar liniștea din etapa furtunii, pentru că după meciul cu Southampton va arma finalul de campionat brutal aproape, cu City, cu United, ambele echipe din Manchester, pe oră cu Hull City, un meci mai ușor. A, uite ce tare! A, ba nu, am găsit atunci când te uiți la o echipă, îți arată pe ce loc sunt, dar de fapt asta e data, de fapt, sunt chiar idiot. Și pe urmă ultimul meci va fi finala FA Cup cu United. Astăzi însă dacă nu câștigăm ne putem lua adio de la titlu. Avem mare parte în toate meciurile de acum încolo. Dacă... Wow! Asta nu se întâmplase ultima oară. Acum am dat advance din nou și simte că ultima oară avea mai multe puncte decât noi Tottenham. În fine, astăzi poate fi ziua în care în sfârșit vom ajunge pe primul loc. Dacă așa era și ultima oară când am lăsat în episodul trecut, e bine. Dacă însă, parcă era mai în față Tottenham, Everton, să fac chiar cea greșeală clasică. Parcă era mai în față Tottenham, parcă avea 82 de puncte. În fine, sau așa era, nu știu, am Alzheimer. Astăzi dacă câștigăm, vom fi în premieră liderii Premier League. Însă nu va fi deloc ușor, mai ales că chiar dacă vom ajunge lideri, va fi finala campionatului cu United, o finală foarte grea. Îl bea pe Alcaraz în locul lui Manga, care a mâncat prea mult stricat și a făcut intoxicație. Coleman e ok în locul lui Kelvin, intră Miralas. Și asta este echipa. Voi mai face schimbări pe parcursul meciului dacă e nevoie. Am... E... Slap, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunt 7 zile distanță la meci, față de meciul cu City. Deci jucătorii noștri se vor odihni cât trebuie. Cine mă? Hai că dau, stai că Manga nu vrea să plece de la echipă. Îi bate pe toți jucătorii ca să rămâne pe bară, ca să mergi eficați. Manga, te rog, du-te și tu, du-te, ia-ți vacanță 3 zile și mănâncă altceva. Îl bag pe Joel, nu, ce, nu știu ce caută Joel acolo, uite, îl bag pe... Destin. A fi greu acest final de campionat fără Manga și fără Barley. Însă să sperăm că vor juca bine și cei care vor înlocui. Acum va începe meciul. Southampton este prima poartă din multe care vor urma spre un vis și va deveni la realitate câștigarea Premier League. Meciul începe și Southampton au luptura de start. Davies, Cork, Pork, rimează Cork cu Pork, am găsit cea mai bună rimă ever. Cork rimează cu Pork. Foarte bine deja Conea acolo recupează. Klein, pase bună către Cork, care vinează cu Pork. Davies, pase bună, ma, Wanyama, controlează foarte bună. Asta pasă este greșit. Rodriguez, ține de minge, trece ușor de Fellaini. Davies, bară! Bara ne salvează și tot ce de meci. Mare ocazie lui Davies. Wanyama este, Anshieb este fantoma, a trecut prin minge. Recuperăm bine acum, este contraatac. Vedem, urcă acolo în margine. Către Miralas, dar iese portarul cel nebun pe nume Drobny. Drob cu N-Y. Ce nume de calar. Conea acum. Anishebe pasă către Fellaini. Combina pentru prima oară frumos acest meci. De 15. Până striga Colman faza. Băi, Colmaniști. Bine, acum hai că ai avut două intervenții bune și ai oprit contraatacul. La dărâma și pe ăla Colman e pornit, omoară pe toată lumea. Șansa de contraatac din nou pentru noi. Urcă acolo Kone. Kone 1 la 1 cu adversarul. Trece foarte bine. Kone pe centru. Incredibil. Ce șut fantastic. Exact pe centru acolo unde a vrut să dea Kone. Anishebe încearcă să recupereze. Prima noastră ocazie mare. Kone trage un șut pe centru. Încearcă să calculai cu compasul și cu bus, nu cu busul ăla. Cum se numește chestia aia ca un penis care să pună pe pereți ca să fie drept spereții. Nu mai știu cum se numește chestia aia. Deci calculă că cele două chestii nu reușește așa de bine pe centru. Gaston în margine. Luke Shaw, un jucător foarte talentat, însă pierde mingea lângă Coleman. Și așa de contraatac în față pentru noi. Bernard, Pitigu Porno.
Rămâne la balon, dar este faultat pentru că are înălțimea degetului mic al lui Cork. Pericol însă astăzi. Avem puțin trac, se apropie finalul de campionat și iată că nu mai putem juca cum am jucat de obicei. Sperăm că apărarea va rezista în continuare pentru că cei de la Southampton pun o presiune imensă și ne este greu. Mereu n-a fost greu cu Southampton. Anișebe! Prea foarte bine! Are spațiu! Intră în careu! Anișebe! Anișebe! Apără Drobny! A doua mare ocazie! Încă o dată scăpat pe contraatac. Anișebe s-a bătut la umăr 10 metri adversarul său. A rămas la balon și a șutat, însă penisul portarului a respins mingea. A centrat, nu are măcar 15 metri. Centrez cu piticul porno. Nu vrea piticul porno să centreze, nu-mi dă voie. În sfârșit, hai Fellaini un gol și mergem la mondiale. Mingea este la Bocchetti, încă o dată! Bocchetti pe lângă poartă. Ce gladiator este și Bocchetti. Se luptă la fiecare fază pentru echipa noastră și vrea să câștigăm. Încă o dată Bocchetti, gladiatorul nostru, câștigă la centru. Pentru acolo Fellaini. O să dă către Anișebe. Prea Anișebe. Are spațiu. Anișebe. Ce ocazie a lui Anișebe. A trecut ca din tun pe lângă cei doi adversari. Însă șutul a fost groaznic. Anișebe, ce se întâmplă cu tine? Fellaini. Prea tare pasea. Șuturile noastre sunt din ce în ce mai slabe. Sunt zvonuri care spun că atunci când Anișebe nu e beat, dintr-un șut poate înscrie două goluri. Ce zvonuri? Doar el cred, n-a fost chiar o glumă foarte bună, dar asta se întâmplă când nu scriu volurile pe foaie. Gaston! Bine că a încercat să-i dea scârțul Pantelimon, pentru că n-avea cum să facă peste acea namile de om. Fellaini greșește pasta, bineînțeles că copacul nu vede de la înălțimea aia. Are capul nor și nu poate să vadă bine unde sunt pasele. Încearcă și Bernard să sară la cap de lângă gigantul ăsta. Cork care rimează cu porc. Bine Coleman, Baines, nu mai fi panicat că inelul e la tine și nu ți-l-a furat nimeni. Acum se bucur că i-am spus asta. Cu 43, un 1-0 cu Southampton astăzi ar fi aur curat. Și un 1-1, dacă face 1-1, cred că am rămâne pe primul loc pentru că am avea golul mai bun decât Tottenham. Și la cum decurge meciul. Și cu un 1-1 nu m-aș mulțumi. Însă Wanyama către Fellaini. Are spusul Fellaini, vedem acum 1-1 cu Lovren. Fellaini deposedat acolo. Foarte bună intervenția. Joacă pe contra, conștiință de contra-atac pentru Southampton. Bernard ocupă un centimetru pe terenul ăsta și nu face nimic corect. Offside, este offside. Apără Pantelimon, ce intervenție. Un meci cu adevărat, cu adevărat spectaculos. Era offside oricum. Se va încheia prima repriză. Ce presiune a fost în această prima repriză. Dacă batem astăzi pentru prima oară vom fi pe primul loc și nu mai depindem de alte rezultate. Vom depinde doar de noi. United conduc și cu 2-0. Scârbele. Pe cine să bag? Am nevoie de ceva mai bun. Va intra Jorginho în locul lui? Nu. Bernard a jucat destul de bine. Nu e timpul să jucăm mai ofensiv. Avem nevoie de goluri și nu să ne apărăm. 4-3-3 de atac. Fellaini și Wanyama. Wanyama sau Fellaini? Ce se schimb? Îl schimb până la urmă pe Wanyama. Îmi pare Wanyama, sper să nu mă omori sau să spun din să mă omoare. Intră Juan Jorginho. Sau nu am nevoie de experiența lui Gibbon. A intrat Gibbon astăzi. Ai muța umană. Și deul o zeu în locul lui Anișebe. Îmi pare o Anișebe, însă ai șuturile prea slabe în aceste meciuri. Și dacă voi țipa la tine, știu că voi la bătaie sau probabil voi fi exterminat în 2 secunde. Așa că nu vreau să ții la tine. Hai să vedem acum, mingea este la Bernard, piticul porno. Urcă acolo, nu este offside, nu este offside la deul o zeul. Foul, penalti, roșu, arbitru tumoristic, prost. Mamă, ce arbitru prost. Cum o să nu fie foul și roșu la faza aia? De Olofeu i-a fost furat piciorul și el a plecat cu el acasă și l-a dus lui Măsa să mănânce, că Măsa mănâncă picioare. Oh! Nu, bine, bine acolo Baines. Nu e ăsta, nu offside, asta vreau să spun, nu ăsta offside. Este târziu, deci nu pot vorbi foarte coerent. Yoshida, samuraiul de la Southampton. Bine, hai Gibbon, pase tale bune, urcă acolo Fellaini, l-am văzut pe Fellaini! Fellaini, 1-1 cu portarul. Centrează-te frumos. Pe jos.
în fața morții, gol! Gibbon, cred că Gibbon a scris golul. Nu vă las pe EA Sports. Da, Gibbon a scris golul. Însă bineînțeles că EA Sports e idiotă și dă golul Fellaini, pentru că știe că Gibbon e mic și Fellaini mare și a zis hai să dăm copacul lui, că și el i-a mărât. 1-0. Am înscris golul de care aveam nevoie. Fază foarte frumoasă, Cone deja vrea să-l taie pe Lambert. A, pe Cork, care se rimează cu porc. Best joke of the year. Ah. La Lania. Șutor tânăr și bun. Către Cone. Cone către Deulos Deu, care dă în penis. Oh my god, ce pasă greșită, șansă de contact. Am face 2-0 și să încheia meciul acum. Însă trebuie să mai rezistăm. Alcaraz cu interviție foarte bună. Asta e bine pentru moralul său. Meciul următoare. Gaston. Știu ce, când văd numele Gaston mă gândesc la mâncare. Luke Shaw. Dar 18 ani pentru el, dar greșite. De lângă Bernard. Urcă acolo. Nu este offside la Deulozeu. Deulozeu. Pase către Bernard. Bernard face 2-0. S-a terminat. Am câștigat astăzi și am obținut cele 3 puncte. Deulozeul cu viteza sa incredibilă a ajuns chiar până lângă portar, până la da pase și Bernard face 2-0. Meciul este încheiat. Vă face o schimbare. Bochete, am nevoie de el foarte mult în meciul cu City. Așa că chiar dacă aș risca puțin, bă frate, ce, nu pot vorbi normal. Chiar dacă aș risca puțin să fie obosit, ar fi groaznic fără un Bochete în formă. În formă. Ok, termine videoclip și mă culc pentru că nu mai pot vorbi aparent deloc. E ora 1 și ceva și am băut prea multă cafea. Davis și nici n-am vrut să vorbesc în rime. La Lania. 1-1 cu Klein, bine Fellaini. Să nu luăm 2 goluri în 5 minute, dar acea parare bună am avut acest sezon. E greu de crezut. E greu de crezut că Baines nu pasă de bine la cap. Încă o șansă de contraatac. Miralas către Cone. Cone foarte bine acolo, urcă din nou. Deulozeul, fantastic a jucat astăzi Deulozeu. Șansa de 3-0. Apără portarul. Am răgușit, dar nu știu de ce că n-am țipat foarte tare. Însă am răgușit. Ah, Schneiderlin, știi bine Schneiderlin. A luat Team of the Season în Ultimate Team, l-am luat și eu la echipă. Nu joacă foarte bine, dar hai să lăsăm detaliile. Fellaini! Nu câștigă la cap. Ești distrus, mai Miralas. Distit, trebuie să faulteze. Trebuie să faultăm, băiesc, că e contraatacul. Faultează, mai. Băi, Distit, bine, Gibbon. Oh, ce torpilă! Colman riscă puțin. Mi-a văzut că sunt prieteni ninja. Însă Colman joacă fantastic și el. Un jucător care nu mai știam să joace așa de bine. Deja m-am spus, mă gândesc să-l schimb când voi avea bani. Însă dacă va continua să joace așa Colman, acest număr 23 de echipa noastră, e bine, nu va fi schimbat curând. Bernard la cap. Băi, Bernard, nu mai încerca să sar la cap, că îți distrugi singur visele. Îmi place de Bernard, care are speranțe că să câștigi la cap într-o zi. Poate că într-o bună zi, peste 5 ani, când o să se dea voie ca copiii de 12 ani să joace în fotbalul profesionist, în FIFA, la seniori, poate că atunci, Bernard, poate că o să câștigi la cap. În fine, acum Cone recunosă foarte bine. Șanse 3-0 pentru noi. Cone, Cone rămâne la balon. Niște fete fantastice. La Bernard. Bernard blocat de Luke Shaw. Bernard aproape se recuperează și ia un cot în gură și lasă mingea de frică. Ăsta Davis. Gilo do Gulo Guli de Prado. Mi-a luat 30 secunde să citesc numele lui Guli de Prado. Și nici acolo nu cred că am făcut-o bine. Klein. Fellaini îi bagă penisul în coapsă și pe urmă îl lasă în pace. Băi Fellaini, lasă-l mă. Nu, dar serios, uitați ce s-a întâmplat. Să nu crezi că spun aiurel. Fugea la Amber normal și uitați ce face Fellaini. Așa a învățat Fellaini să recupereze mingea. Uitați. Pam! Vrea să-l violeze și îl împinge așa cu penis, vedeți? Așa știe Fellaini să iau minge, pentru că n-a fost învățat și el să bage piciorul spre minge, nu spre penis. Bine Alcaraz, foarte bine recuperarea. Dar bine să zic că Miralas nu mai recunoaște mingea. În 6 minute. Bine Colman, din nou genial. Degajează Pantilimon. Acolo este Cone. Urcă Cone încă o dată. Șansă de 3-0 încă o dată. Putem face gol averaj astăzi. Cone! Cone! Băi, ce ratare! Omoară pe Luke Shaw! Penalti pentru noi! Tu moare de penalti pentru noi, că Luke Shaw a pus mâna pe cuțitul lui Cone.
la propriu nu care avea. Că la figurat am semnat și a cuțit. Oricum, dacă nu mă înșel, dacă ajungem la egalitate cu Tottenham, avem golaveraj mai bun ca ei. Și dacă ajungem la egalitate cu United, tot avem golaveraj mai bun ca ei, nu sunt sigur, însă Fellaini cade mingea pe cap, atât de înalt și de prost este. Maiuca, Baines, genial. Și Kone, ce meci a jucat Kone astăzi. A luptat pentru fiecare minge, un adevărat gladiator. Miralas, bă, dar serios, Miralas, e doar când faci prostia asta, nu mai e sănătos, nici tu. S-a aruncat și a dat mingea spre poarta noastră, să dai autogol, Miralas. 90 însă, nu se va trebui să schimba nimic, decât Bernard cu skill-ul ăsta incredibil. Se încheie meciul, 3 puncte imense. Pantilimon nu seamănă deloc cu cel în realitate. Mama, este aproape la fel de înalt ca Fellaini, achievement-ul Noct. Nu este chiar a... îl pipe acum pe cine? Pe Fellaini, bineînțeles. E cred că cu vreo 3 cm mai mic decât Fellaini. Sau vreo 5 cm. În fine, 3 puncte bune. În prima repriză am fost dominați, însă în a doua repriză am avut mai multe ocazii. Și scârbele au bătut cu 4-0, asta nu e bine că fac gol averaj și ei. Tottenham au rămas la un punct în fața noastră, la un meci în plus. Hai să dăm advance. La viitoare va urma o dată finală de Premier League. Vom juca iarăși, după ce am jucat în FA Cup cu City. Și să sperăm că vom câștiga. Cei de la Tottenham mai au decât un meci de jucat. Dacă îl câștigă vor face 89 de puncte. Și noi avem 3 meciuri de jucat. Și dacă le câștigăm vom face 91 de puncte. Și am întrece, bineînțeles. Însă părerea mea că adevărata finală va fi asta de data viitoare. Finala campionatului propriu zisă. Dacă pierdem cu City nu mai e aceeași finală. Însă chiar dacă pierdem cu City vor fi doar la 2 puncte în fața noastră. Și dacă îi batem tot vom trece în fața lor. Și eventual tot ar fi în spatele nostru. Da, orice ar fi, chiar dacă pierdem și cu City, finala campionatului va fi aceasta cu scârbele. Ne putem lua revanșa după ce au eliminat Swansea în Champions League. Pe urmă, urmează meciul cu Hull City. Meci care ar fi foarte penal să batem City, să batem United, să ne apropiem să câștigăm campionatul. Și pe Europa pierdem cu Hull City și pierdem campionatul. Oricum, aceste două meciuri, abia aștept să le joc. Sper că echipa noastră să câștige și să nu fie nimeni nebun sau exorcizat. Pentru că preotul are o perioadă de inactivitate. Tatălui Vormi a produs daune mari la laboratoare. La omor, bineînțeles, dar acum repară laboratoarele și asta n-a mai fost activ ca și ultima oară. Liu Grow, nu știu ce vrei tu să faci. Raite, tu ți-am spus că ești indian și mai bine ai viola o vacă decât să faci altceva. Și ani, șefule, bineînțeles, îi dau, stai, cât vrei salariu. M-am și speriat când am văzut Anișebe, am crezut că vrea să mă omoare sau ceva. Deci îi dăm salariul la Anișebe. Vă supărați dacă îi dau toți banii de la echipa lui Anișebe, îi dau 99, atât îi dau. Oare... așa, cam așa vreau să dau Anișebe, stați. O să vorbesc cu patronul echipei. O să le spun că lui Anișebe îi dau 99 salariul. Vrei 45, Anișebe, stai că n-am bani să dau Anișebe 45 salariul. Trebuie să mai egalez bugetul. Trebuie să mai fure puțin cone de la alte bănci. Și pe urmă vom avea bani. Wow, tot n-am bani. Anișebe, te rog frumos să nu mă ucizi, dar nu am bani să-ți plătesc salariul. Dar vrei prea mult, 45.000 pe an. Îți dau 35.000, te rog să nu mă ucizi. Nici n-a crescut cu vreun punct, cred, la overall, dar e viața salariul mai mare. Oricum, cine sunt eu ca să mă opun voințele lui Anișebe? A, bă, da, că sunt cu unul, bineînțeles. Și aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Luni o să apară probabil CSGO sau slash și Outlast, dacă reușesc să-l fac. Până acum n-a reușit. Mâine o să reinstalez tot din nou și poate o să meargă. Iar până data viitoare vă urez tuturor o zi bună.